Să știți că, de fapt, România este o țară plină de capcane. Atât pentru oamenii tipici, cât și pentru oamenii atipici. Suntem partea Europei, dar nu aplicăm strategia de incluziune socială. În integralitate. Da. Sunt și cazuri fericite, dar nu la noi. Cluj, Timișoara, Brașov, da, au mai început sunt. Și prin Buzău se mișcă lucrurile în ultima perioadă, dar ar trebui să fie tratată foarte serios problema asta și nu doar așa, pe aici, pe acolo, unde e mai gospodar un primar sau altul. În țara noastră sunt 50.000 de români care își trăiesc viața sub paravanul protector al propriei locuințe și familii, și asta pentru că puțini sunt cei care se încumete să pășească afară, chiar dacă și-ar dori să fie și ei parte a societății. Și discutăm despre prejudecăți și, hai să zicem... Zici intoleranță? Societății. Intoleranța societății românești. Tudorel Tupiluș, președintele Asociației Nevăzătorilor din România, este alături de noi în platou. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Se alătură discuției noastre Marian Coman, dezvoltator aplicației Ghidaj Audio Complex pentru nevăzători. Pentru că vorbeam puțin mai devreme de mobilitate urbană. Nici persoanele tipice n-au parte de mobilitate așa cum trebuie, că vezi, protestează oamenii să ceară niște lucruri de bun simț pentru evitarea unor accidente. Dar aminte atunci când te gândești la persoanele atipice. 15 octombrie este Ziua Internațională a Nevăzătorilor sau a Bastonului Alb. Domnule Tupiluș, cum stau lucrurile din punctul de vedere al dumneavoastră? Dacă e să ne referim la mobilitate, din păcate, aglomerările urbane dau mult de furcă deficienților de vedere. Și asta pentru că găsim adesea pe trotuare mașini parcate la întâmplare, găsim trotenete abandonate și dau mult de furcă colegilor nevăzători. De aceea facem apel către autorități să elibereze aceste trotuare, să fie libere pentru, nu numai pentru cetățenii nevăzători, că pe acolo trec și bătrâni, trec și copii, trec și mame cu copii în corăcioare. Și este foarte, foarte dificil pentru toată lumea. Reprezentați o asociație de nevăzători și sunt sigură că în cadrul asociației dumneavoastră aveți o serie de tineri care și-ar dori foarte mult să intre pe piața muncii, și-ar dori foarte mult să fie implicați și cu toate acestea sunt blocați tocmai din cauza acestor bariere pe care noi societatea am pus-o. Dacă îmi permiteți, în România trăiesc 90.000 de nevăzători, conform ultimelor statistici, iar asociația noastră funcționează din 1956, iar preocupările noastre sunt legate, sigur că da, și de locurile de muncă, sunt legate de sprijin celor care au nevoie și, nu în ultimul rând, ne concentrăm foarte, foarte mult pe aspectele sociale. Da, sigur că da, sunt tineri care doresc să-și găsească un loc de muncă, dar din păcate, acest lucru nu se întâmplă, pentru că există încă prejudecăți, angajatorii refuză sistematic să angajeze persoane cu dizabilități, nu numai deficienți de vedere, ci persoane cu dizabilități în general. Dar avem o lege în acest sens. Avem o lege, avem și niște facilități fiscale care sunt oferite angajatorilor și cu toate acestea lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. Se alătură discuției noastre? Da, asta doream să anunț. Marian Coman, dezvoltator unei aplicații pentru ghidaj audio complex pentru nevăzători, este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, România! Bună dimineața, români! Domnul Tupiluș ne spunea aici în platou că există o lege prin care firmele, corporațiile sunt obligate să aibă și persoane cu dizabilități angajate. Cum stau lucrurile în viața reală, de fapt? Da, mă bucur foarte mult că mi-ați ridicat mie mingea la fileu pe o asemenea temă. Tema este foarte complexă.
Încerc să o sintetizez din ceea ce cunosc eu. Noi, la rândul nostru, avem câțiva colegi nevăzători și cu alte tipuri de dizabilități angajați și sunt colegi chiar foarte buni. Totdeauna adevărul este la mijloc, în sensul în care, dacă discutăm despre nevăzători, cea mai mare parte dintre ei își doresc să aibă o activitate profesională. Ca să aibă o activitate profesională, în schimb, trebuie să existe și o soluție de a pleca de acasă în siguranță, de a ajunge la servici, de a se întoarce după amiaza sau când termină programul acasă, tot în siguranță. Pe asta, aici doream aici să ajungem. Că de asta am început discuția mai devreme cu greva de pe șoseaua antiaeriană din București, unde, repet, oamenii tipici protestează că... Da, atipici. Cum să te descurci, să treci cu un baston alb și să treacă unii cu 200 la oră pe lângă tine, mi se pare, în oraș. Sau ca un scaun, da. Deci, vedeți, dumneavoastră, avem o mare problemă aici. Unii au bun simț și înțeleg fenomenul, alții n-au bun simț și au și pic sub mână să aplice legea. Cum vine asta? Cum îi forțăm pe oamenii ăștia să se miște din birourile alea și să vadă realitatea de pe teren, dacă, repet, nici măcar de 3-4 zile protestează niște oameni în București și cer autorităților să vină în stradă și nu vine nimeni? Da. Prin natura activității profesionale, în ultimii 3 ani de zile, 4 ani de zile, sunt foarte prezent în multe discuții din majoritatea orașelor importante din țară. Cred că trebuie făcut niște pași firești mărunți. Adică cea mai mare problemă, eu socotesc, nu lipsa finanțării, ci lipsa comunicării dintre părți. Dacă s-ar găsi o comunicare mai bună, sigur s-ar găsi și soluții. Asta este concepția mea, părerea mea personală, pentru că, în general, în orașele mari, autoritățile, dacă nu sunt presate, au alte priorități. Oamenii care ar trebui să preseze dintr-o discreție nativă, dintr-o lipsă de curaj și așa mai departe, nu își folosesc instrumentele pe care le au la îndemână, astfel încât nu prea se întâmplă nimic. Cum stau lucrurile, domnul Topiluș? Nu reușiți dumneavoastră să-i convingeți decidenții să vă bage în seamă? Noi facem demersuri în permanență pe lângă autoritățile statului să ne sprijine, să ne ajute. De pildă, anul trecut am lucrat la un proiect de lege cu președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu domnul Tomescu, la un proiect de lege pentru subvenționarea tehnologiei asistive, de care nevăzătorii au multă, multă, foarte multă nevoie. E bine, după ce acest proiect de lege a primit toate avizele de la comisie, el a fost respins în Camera Deputaților pe motiv că nu am indicat sursa de finanțare. Ori nu știu dacă asta este treaba noastră. Iar noi suntem nevoiți să cumpărăm această tehnologie asistivă din țările occidentale, acolo unde aceste produse sunt subvenționate, iar producătorii își permit să le vândă la prețuri foarte mari. Mă refer aici la bastoane, la ceasuri vorbitoare, la tensiometre cu sinteză vocală, la termometre, cântare și așa mai departe. Iar nevăzătorii nu prea își permit, de la noi din țară, nu prea își permit să le cumpere la prețuri mari, pentru că veniturile sunt mici, indemnizațiile nu au crescut, din păcate, din 2014 până în prezent, decât o singură dată în 2017 și la începutul acestui an, în timp ce ceilalți indicatori sociali, și mă refer aici la punctul de pensie, s-a majorat și este bine că s-a majorat alocațiile copiilor și bine că s-au majorat pensia minimă garantată, salariul minim pe economie, nu mai vorbesc de salariile celorlalte categorii sociale, după cum ați văzut. Domnule Coman, dumneavoastră sunteți și dezvoltator de aplicații care vin în sprijinul acestor persoane. De ce nu se găsesc bani? Unitate protejată. Da. De ce nu se găsesc bani? Pentru că există totdeauna alte priorități. Dacă ne gândim la bugetul unei familii, totdeauna încercăm să-l flexibilizăm și să avem o cheltuială de impact imediat sau o cheltuială de reacție imediată, așa probabil că se întâmplă și la nivel al comunităților locale. Eu, din ceea ce cunosc, bani sunt destui. Important este ca să se așeze o lume la masă și să se stabilească o strategie clară pe termen scurt, mediu și lung. Așa gândesc eu. Sunt o persoană foarte pozitivă.
stați puțin. Chiar slab finanțat domeniul. Am înțeles lucrul asta acesta. Cum stau lucrurile în străinătate? E, aici intervine o altă situație. Chiar am fost partea unei discuții dintre nevăzătorii dintr-un oraș din Belgia și autoritățile locale. Dacă discutăm despre acele ghidaje tactile, covoare tactile, ei și-au finalizat programul de modernizare al orașului la nivelul anilor 70. Ia câte că noi suntem cu 50 de ani în spate și abia acum ne gândim că ar trebui să-l punem. Cam asta este diferența. Da, suntem depășiți cumva de tot ce se întâmplă la alții în aproape toate domeniile. Din păcate, se întâmplă și în acest domeniu. Sper totuși să existe oameni care să lupte suficient de tare cu acest sistem încât să-l trezească la un moment dat. Avem exemple aici în platou, domnul Tupiluș, dar și alții care au venit invitați la 3 ceasuri bune și care am văzut cât de mult își doresc ca lucrurile să... ca tot să fim egali până la urmă, să avem aceleași șanse. Toți avem dreptul de a munci. Acum... Incluziunea socială este o necesitate și o obligație de, pe care noi ar trebui să o bifăm. Mulțumim țara foarte europeană. Mult pentru participarea la această emisiune și vă mai așteptăm cu siguranță și cu alte ocazii pentru a dezbate aceste subiecte.